1 mai se apropie cu pași repezi, iar tradiționala zi a muncii se obișnuiește a fi sărbătorită de cei mai mulți pe litoral. Dacă vremea le va permite, ar putea să facă și o baie în mare. Însă despre cum vor fi zilele următoare din punct de vedere meteorologic, inclusiv pe litoral, ne spune chiar acum de la ANM meteorologul Mihai Timu. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața! Începutul săptămânii care stă să înceapă va fi sub semnul ploilor. Mâine vom avea parte de averse, chiar și descărcări electrice prin vest, nord-vest, sud-vest, după amiaza și pe la munte și prin Transilvania-Moldova, urmând ca luni spre marți, dar mai ales pe parcursul zilei de marți, ploile, acel front care vine dinspre Europa Centrală să traverseze cumva aproape toată țara, deci marți va ploa în majoritatea regiunilor. Ne așteptăm să se cumuleze și cantități de apă mai însemnată, local peste 15-25 de litri pe metru pătrat, urmând ca miercuri ploile să se restrângă către jumătatea de est și în a doua parte a săptămânii să vorbim de o ameliorare a vremii, urmând ca s-ar putea în mini-vacanța de 1 mai să mai apară aici, colo, câte ploi. Deocamdată este un pic departe, o să mai revenim probabil în zilele următoare cu detalii. Iar din punct de vedere termic, astăzi și mâine un regim normal din punct de vedere al temperaturilor, maxime între 14 și 22 de grade. Chiar și marți încă ne menținem cu aceste temperaturi, 12 grade în dealurile de vest, 21 prin sud-est, însă miercuri ne răcim după ce trece acel front cu ploi, pătrunde o masă de aer mai rece, astfel încât miercuri vom fi cu temperaturile sub normalul perioadei, 10 la 18 grade, dar ușor, ușor, cu cât ne apropiem de mini-vacanța de 1 mai, din nou pare parcă valorile să crească ușor și treptat și să ajungem din nou la un regim termic normal. În ceea ce privește zona litoralului, să nu uităm că acolo se încălzește mai greu, mai ales și apa, care încă are valori destul de scăzute și, prin urmare, deocamdată, cel mai răcoare din țară, acolo va fi în zilele următoare, adică vom înregistra cele mai scăzute temperaturi, undeva 11 până la 18 grade. E adevărat că în mini-vacanță s-ar putea temperaturile să mai crească ușor, dar, cum spuneam, vom reveni cu detalii. Da, despre capitală ce ne puteți spune? În capitală, astăzi și mâine, două zile frumoase de primăvară cu temperaturi normale, astăzi 20 de grade, mâine 21, posibil 22 de grade. În schimb, marți și miercuri ne așteptăm și la București la perioade cu averse chiar posibil moderate cantitativ și, prin urmare, temperaturile vor mai scădea. Miercuri vor fi doar 15-16 grade în termometre.